Tania și Giulia Pârvu, sportive din Caransebeș, au participat recent la Cupa României XCM de Bike Marathon. Cele două sportive din Caransebeș, mamă și fică, s-au clasat pe primul loc, Tania la traseul de 71 de kilometri, iar Giulia la cel de 34 de kilometri. Chiar dacă cele două sportive nu sunt legitimate la CSM Caransebeș, deoarece clubul municipal nu are încă o secție de ciclism, primarul Felix Borcean a transmis felicitări celor două sportive pentru performanțele obținute. A transmis și un mesaj. Mamă și fică, bravo fetelor, Tania ești grozavă! Cupa României XCM de Bike Marathon s-a desfășurat la Bistrița și a reunit la start peste 300 de concurenți. Dintre aceștia, un sfert s-au înscris la cursa de 71 de kilometri, traseul lung asimilat Cupei României de Mountain Bike XCM. A fost o competiție nu chiar ușoară, unde au participat, cred că, cei mai buni din țară, de la mountain bike. Eu am participat la cursa de 70 de kilometri, cu peste 2000 diferență de nivel. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o cursă grea, dar așa ne place la o grele și frumoase. De la înălțime tot e mai frumos. Eu am participat la cursa de 34 de kilometri, nu am avut concurență pentru vârsta mea, însă am avut alte 10 fete cu care m-am concurat, fiind cea mai mică, și am reușit să obțin nivelul cel mai înalt pe podium, pentru că acum sunt cel mai în formă, pentru că mă antrenez pentru naționale. Săptămâna aceasta mergem, plecăm joi la Cheile Grădiște, unde Giulia va participa la campionatul național de XCO circuite și la XCE. La fel și eu vineri voi avea XCE-ul la Cheile Grădiște, unde s-a desfășurat și campionat european. Este un traseu, cred că, cel mai greu din țară pentru la acest tip XCO. În septembrie veți participa amândouă la Gugulan MTB Endran? Nu, doar Giulia va participa, eu fiind principală organizatoare, trebuie să mă ocup de tot ce este important ca să iasă bine. Avem 3 trasee la mountain bike și 2 la run. De data aceasta, traseul lung de 52 de kilometri la Gugulan va trece prin satul părăsit Lindenfeld, care e la înălțime, și va fi epic, cred că. Toți au fost încântați când au auzit modificarea traseului. Sau fiecare an, chiar vrând nevrând, a trebuit să mai modificăm, să mărim, să adăugăm și porțiuni mai grele și mai ușoare, să nu se plictisească participanții, da. Să sperăm cât mai multă lume să iasă la mișcare pe două roți, fiindcă n-au nimic de pierdut. Tania Pârvu i-a transmis fiicei sale pasiunea pentru mersul cu bicicletă în natură. Și nu numai ei i-a transmis această pasiune, ci și tinerilor din Caransebeș prin organizarea de diverse competiții. Tania Pârvu practică MTB de 8 ani și organizează an de an Gugulan MTB and Run la Caransebeș. Această competiție se va desfășura în luna septembrie la Caransebeș, iar cei interesați să participe se pot înscrie pe site-ul racetime.ro. Scopul organizării unor astfel de competiții este de a atrage cât mai mulți tineri către acest sport.